Bucla americană încoronată, din engleza curl, 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 datorită caracterului său auriu și formei neobișnuite a urechilor, care amintește de petalele de trandafir, a obținut recunoașterea mondială în câțiva ani. Privind aceste pisici, este imposibil să nu zâmbești, o expresie deschisă, drăguță pe față și un aspect entuziast copilăresc te vor înveseli în cea mai dificilă zi. Referință istorică. Patria mică a pisicilor cu urechi minunate este orașul Lakewood, California. Această poveste emoționantă a început în 1981, când câțiva pisoi au apărut în curtea unei case private de nicăieri. Soții Joe și Grace Rugg au rănit bebelușii, incapabil să reziste farmecului urechilor extraordinare și al ochilor inteligenți. Surorile mici au acceptat cu nerăbdare mâncarea din mâinile lor și au mormăit recunoscătoare ca răspuns la îngrijire, dar au preferat să locuiască pe stradă. Câteva săptămâni mai târziu, în timpul unui uragan violent, pisoiul alb-negru a fost grav rănit. Pisica neagră, care a devenit ulterior strămoșul rasei american curl, a avut grijă de sora ei rănită câteva zile. I-a adus mâncare, a fost întotdeauna acolo. Joe și Grace au încercat să prindă pisoiul rănit, dar el a reușit întotdeauna să se ascundă. Probabil, pisica rănită a murit, întrucât într-o zi sora ei s-a întors singură, a intrat în casă și nu a mai părăsit-o niciodată, hotărând să rămână cu Grace și Joe pentru totdeauna. Grace a căutat pe net și reviste informații despre pisici cu urechi precum Sulamit, dar nu a găsit nimic. Fata a fost legată și a născut pisoi cu exact aceleași urechi de corn. În 1983, experții au confirmat că forma urechilor lui Sulamit și a descendenților ei a fost rezultatul unei mutații genetice. Au început lucrările pentru crearea unei rase noi, care a fost recunoscută oficial în 1985. Astăzi, curls sunt recunoscute în întreaga lume, dar în afara Statelor Unite sunt încă o rasă destul de rară. Aspect. Bucla este o pisică de dimensiuni medii, nu prea osoasă și cu mușchi moderat dezvoltați. Formatul este întins, picioarele sunt de lungime medie. Toate liniile sunt moi, netede, dau impresia unor animale pliate armonios de forme naturale. Este important ca pisica să aibă o coadă lungă și dreaptă, nu mai scurtă decât lungimea corpului animalului. Profilul pisicilor din această rasă este aproape drept, fără o tranziție ascuțită, o linie netedă de la frunte la nas cu o ușoară îndoire. Botul este ușor alungit. Ochii sunt fermecători, două ovale cu vârfuri ascuțite, așezate ușor oblic. Culoarea ochilor poate fi de orice culoare, totuși, pentru buclele de culoare siameză virgulă sunt permise doar ochii albaștri sau albaștri. Rasa diferă de alte pisici prin forma neobișnuită a urechilor. Urechile de dimensiuni medii sunt așezate aproape drepte, largi la bază și de lungime medie. Vârful urechii, aproximativ o treime, este pliat înapoi, oferind buclelor un aspect amuzant. Jucăuș. Forma urechilor este principalul criteriu după care se judecă animalele armonioase. Bucla ar trebui să fie netedă și naturală. Toți copiii cu bucle se nasc cu urechi normale, iar în a treia sau a zecea zi țesutul urechii începe să se plieze. O buclă se formează până la 4 luni, astfel încât un pisoi de spectacol poate fi cumpărat numai la această vârstă sau puțin mai târziu. Blana buclului american poate fi scurtă sau lungă. Substratul ambelor soiuri este moale și pufos, dar nu prea gros. Nu există atât de mult ca la pisicile siberiene sau Maine Coons, astfel încât haina care curge aderă mai bine la corp. Pisicile semilungi au un burlan chic și o coadă pufoasă. Paltonul poate fi de orice culoare, cu sau fără model. Caracter. American Curl este o pisică amuzantă, jucăușă și curioasă, un adevărat comediant al tribului pisicilor. Sunt foarte amuzanți, mai ales în copilărie, când încearcă să obțină ceva interesant sau să cucerească următoarea înălțime. Aceste pisici sunt afectuoase și sociabile, adoră să fie aproape de oameni, dar nu sunt enervante. Buclele se simt fericite în familiile numeroase, unde există întotdeauna cineva cu care să vorbească,
cu care să se joace sau cu un somn dulce într-o îmbrățișare. Animalele adulte nu sunt deloc leneșe, dar nici nu creează agitație. Ei sunt calmi, pașnici și nu disputați. Un cherul pacient nu va răni niciodată un copil. Mai mult decât atât, mulți crescători consideră că pisicile din această rasă sunt atente și îngrijitoare bunele. Curul este fericit să se împrietenească cu alte pisici, câini și chiar animale mici. Îi tratează pe străini cu curiozitate, mănâncă pe mâini și pe față. Se poate urca în genunchi și se lasă mângâiat pe urechile fermecătoare. Întreținere și îngrijire. Pisica este ușor de îngrijit și nu necesită condiții speciale. Pentru ca haina de mătase să strălucească și să nu se lipească împreună în țurțuri urâte, animalul de companie trebuie să fie pieptănat o dată pe săptămână. Aceste pisici sunt scăldate numai atunci când este necesar. Este demn de remarcat faptul că, din cauza cantității mici de puf, buclele nu se varsă la fel de intens ca reprezentanții altor rase semlungi. Mica avertisment. Urechile acestor pisici au nevoie de curățare regulată, cel puțin o dată pe săptămână. Este necesar să îndepărtați sulful acumulat cu un tampon înmuiat într-o loțiune specială sau apă fiartă. Sănătate. Urechile învârtite sunt rezultatul unei schimbări naturale a unei anumite gene. Particularitatea aspectului nu afectează în niciun fel durata și calitatea vieții acestor animale. Buclele sunt animale de companie puternice și sănătoase care rămân active mulți ani. Distribuie pe rețelele de socializare,